Guvernul a aprobat reabilitarea liniei de cale ferată pașcani care face parte din rețeaua TNT și preia traficul internațional european de pe cele două coritoare centrale aflate pe teritoriul României. Aceasta face legătura coridorului Rin Dunăre cu țările din sud-estul Europei, Bulgaria, Grecia sau Turcia și cu țările din nord-estul Europei, Republica Moldova și Ucraina. Lucrarea va costa în total aproape 1,3 miliarde de euro și va dura 3 ani. Linia pașcani Dermânești face parte din magistrala 500 București, Nord, Ploiești, Sud, Buzău, Focșani, Pașcani, Suceava, Vicșani și se află la administrarea și exploatarea CFR. Linia are o lungime de 68,8 km.